se pare interesant că, făcând emisiunea asta de atâția ani de zile, la radio, la TV, pe, pe aici, pe acolo, ne-am intersectat cu o mulțime de pariori. La început erau 99,999 bărbați. În prezent au început să fie și ceva femei printre pariori. Noi mereu am susținut cauza lor, pentru că am văzut cât de mult contează inspirația fetelor. Spre exemplu, era un banc la un moment dat, dar e foarte adevărat. Femeia când... Acum să nu luați în nume de rău, că zic și eu. Femeile când, când pariază nu se uită doar la statistică, cum ne uităm. Ne poate nici se uită deloc. Sau nu se uită la, eu știu, ce vedete au. Sau așa mai departe. Nu. Cineva poate să zică, uite ce gropițe face în obraj, nu știu care. Ia să pariez eu pe, pe Tim timp sau mai știu eu pe cine, știi? Sau uite, îmi place tricoul ăla jucătorul ăla cu tricoul roșu, ăsta va câștiga partida care are tricoul roșu. Mă rog, pe de altă parte, în momentul de față, domnișoarele au început și ele să se documenteze, pentru că dacă te duci la o casă de pariuri, la corțul blocului, da? hai să vezi acolo, dacă stai un pic să te documentezi sau mai știu eu ce, cum vin cu bilețelele și încep să joace sau te întâlnești cu cineva și începe te știi că și eu mai pariez din când în când. E, e foarte interesant. Uite, o domnișoară ne spune, uh, Murgo Celena, Beti s-a avut 1,60 de gol. Uh, sunt uh, mai multe mesaje pe Facebook. Vă invit acolo, prieteni, o să, o să discutăm împreună. Ne salută telespectatorii, salutăm și noi pe uh, toți cei care ne urmăresc. Uh, Ia, uite, fii atent. Știu femei care joacă precum mama de peste 30 de ani, ne spune Elena Teodorina, prietena noastră din Qatar, parcă, de pe vremea pronosportului la italieni. E bine, Kevin Anderson, Key Nishikori, ar fi interesant să vedem niște puncturi de la Federer, chiar și la meciul lui Federer, de ce nu cu timp. Cert este că japonezul a bătut pe Anderson la Paris în optimi, evident asta e ultima, cea mai proastă, proaspătă în întâlnire între cei doi, dar Nishikori pierduse anterior, au jucat de trei ori împreună, pierduse două meciuri directe, a mai fost un o exhibition, cum zic, ei uh, o partidă demonstrativă să și jucat pe iarbă la un moment dat pe undeva. E uh, al patrulea meci din acest, uh, din acest an și în momentul de față Kevin Anderson conduce cu scorul de 2 la 1, dar cea mai recentă victorie aparține lui Nishikori. 1,72 cota lui Nishikori, Anderson are 2 și 12 și alte câteva cote din oferta uh, caselor de pariuri, dacă nu preferați uh, soliști, ăștia 1 sau 2, adică victorie Anderson 212 și 1.72, mai avem așa. Uh, peste 24,5 game-uri în meci, adică cel puțin 25 de gemuri în meci, 1.86. Pentru o cotă de 2.20 mi se pare interesantă varianta. Asta, peste 2,5, adică uh, să avem trei seturi meci, fiecare să ia câte un set, cel puțin, mă rog, unul va lua 1, unu, unul va lua 2, dacă e așa, și doi cu handicap plus 1,5 uh, game o cotă de 1,95. Sabin! Am pierdut pe Sabin. Așadar, uh, vă spuneam... Uh, că în momentul de față Anderson conduce în disputele directe, dar ultima oară a și cori, așadar ar trebui să luăm în considerare o partidă totuși disputată. Probabil varianta asta pe care o vedeți pe ecran peste 2,5 seturi la 2,20 e de încercat. Eu aș încerca-o, sincer să fiu. Dar pe de altă parte, hai să vă mai spun, să vă mai spun o idee, și anume, peste 9,5 game-uri în primul set, pontul nostru 1,43. Asta dacă nu vrem să ne, să ne, complicăm, un pariu simplu e o cotă de 1,43 depus pe un bilet, dar trebuie să ai minimum 10 game-uri în primul set condiție de bază. Se pare că Sabin ne auzea, ne aude în, în telefon, dar nu, nu l-auzim noi pe Sabin, ceea ce nu, e, nu ne folosește. E bine, mergem, mergem mai departe către Liga Națiunilor. Haideți să vedem ce ne așteaptă în zilele ce urmează. Sabin! Da, te aud. Îl avem pe Sabin. Bun. ne așteaptă partidele astea sâmbătă și marți. Ne jucăm și noi șansa la Liga, în Liga Națiunilor. Sunt ultimele două meciuri din grupă. În momentul de față, clasamentul grupei cum ar sta? Serbia conduce grupa, are o puncte, știm acest lucru, Muntenegru este pe 2 cu 7 puncte, România ne învinsă, dar doar pe locul 3 pentru că cu șase puncte acumulate, trei remize în, 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 cele trei, în cele patru partide disputate, singura victorie și pe aia muncită și venit în minutul 90 ceva uh, contra Lituanii uh, pe gazonul artificial de la, de la Vilnius. Șase puncte sunt încă șase să, să urcăm pe locul întâi, dar avem nevoie de o joacă a rezultatelor extrem de favorabil. Serbia și Muntenegru să remizeze să fie un x acolo, noi să batem uh, Lituania și Muntenegru în deplasare, deja o partidă foarte, foarte grea. Singura veste bună e că România nu mai poate rata calificarea, la, uh, știu, redrogadarea în uh, a patra grupă valorică a întrecerii. Lituania deja a picat acolo. Sincer să fim realiști, restul prea mai sunt șanse la, la prima poziție. Miza o reprezintă ce urmează practic pentru, pentru naționala noastră și această Liga Națiunilor are importanța asta. Cele mai bune două locuri, doi din uh, grupele serie a treia urcă în uh, a treia una valorică pentru tragerea la a preliminarilor mari uh, ale Euro 2020, de care trebuie uh, să la anul. Ar fi și locul 3, ar avea o importanță, ar putea ajunge chiar și la parat, dar ea este deja... Uh, foarte, foarte, complicat. Nu prea e pe cine să selecționezi, Sabine, bine, pentru uh, partidele care urmează în uh, sâmbătă și, și marți, după cum spuneam. În poartă, Tătăl nu e bătut în cuie și am văzut că are uh, aprecieri, e apreciat în, uh, în Franța, așadar uh, cei de la Nant spun că uh, sunt mulțumiți de el, el probabil ar trebui să fie destul de suficient și pentru noi, dar uh, ei ziceau că ar trebui să-i facă statuie. Mm. Dar lăsăm poarta la o parte, în rest, uite, găsesc pe Romario Benzar, care, pe care știi că l-am detestat eu mereu. Bine, nu personal ca om, dar nu-mi place ca jucător, nu mi se pare jucător de echipa națională în niciun caz, nici măcar de steaua. Ce mai avem aici? Nădălcearu, care încă e departe de a fi convingător. Moții de la Ludogoreț, pe Cristi Manea de la CFR lui l-am uitat. Alexandru Pașcanu de la Leicester, dar vorba vine de la Leicester, că el e la Leicester la echipa a doua, un jucător tânăr care i-a luat și el în lot, foarte bine, asta e de apreciat. Toșca, acum la PAOC, și Nicușor Bancu de la Craiova, din ce în ce mai puțin interesant Nicușor Bancu în ultima vreme. La mijloc avem așa, Kipciu, Răzvan Marin, Răzvan Marin îmi place, e în regulă, Anton de la Crilia, Tudor Băluță de la Viitorul și Tudor Băluță mi se pare un jucător interesant. Evident, Nicușor Stanciu, dacă a venit colegul său de la Sparta Praga, Alex Chibiciu, a venit și Nicușor Stanciu. L-avem pe Cicâldău, avem uh, Mitriță, și Cicâldău e promițător, să spunem. Mitriță de la Craiova nu cred că e jucător de echipa națională, mai ales că nu-l ajută fizicul. În momentul de față nu recomandă absolut nimic pentru echipa națională. Ianis uh, Hagi venit... Uh, uh, eu știu așa din obligația pe care o are contra față de Hagi, senior, dar în niciun caz jucător de echipă națională. Maxim la Mainz, Eterna Speranță de la Mainz și Ciprian. Deac, mă gândeam eu atunci când s-a accentat, o, ce bine că s-a accentat, mă rog, nu sunt rău sau cinic sau ceva, dar mă gândeam din perspectiva asta a selecțiilor la echipa națională, că bine că nu mai e să apt ca să nu mai cheme la echipa națională, pentru că Deac nu mai are niciun fel de anvergură mai mult decât, eu știu, o repriză la CFR Cluj. Atacanți, cheșeru vine de la Ludogoreț, George Pușcaș, Pușcaș de la Palermo, Țucudean de la CFR Cluj și Andrei Ivan am înțeles s-a accidentat în locul său, urmând să fie chemat cineva, dar nu mai știu cine. Andone, nu? Probabil era. Nu, 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 nu altcineva, dar, al... dar uite în scapă, nu mai țin minte. Artea... Drăguș. Drăguș, da, Drăguș care a și prins uh, alte convocări, da. În uh, da. continuare în fața acolo vreau atacanții, nu, niciuna, niciunul dintre cei chemați pentru această dublă nu, nu reprezintă, nu, nu, pot să confirme, nu au confirmat în la națională, Cheșerul, da, vine din Bulgaria, un cartonat undeva la nivelul României. Am, pușa... am văzut, de pe stadion meciul cu Serbia, Sabin. Și da. ce mi-a plăcut acolo este la partida respectivă că naționala noastră a părut mai bine organizată. Mi s-a părut că acoperi mai bine terenul muncitoare, uh, de ter da, uh, pusă, da, da. pusă, pe făcut treabă. Dar în același timp, uite, îți dau un exemplu. Bournemouth în, uh, în, Premier League, o echipă, uh, nu comparăm, probabil că ne-ar bate, dar uh, uh, tot așa, o echipă bine pusă la punct, o disciplinată organizată, cu niște idei mai clare decât Naționala României și cu toate astea nu contează. Da, ăsta este meritul lui Contra, pentru că oricât ar fi sau n-ar fi fain Contra, știm că asta a făcut da. la fiecare echipă la care, la care a mers. Până, până, motiv, până la dat afară. Până la dat afară, ok. Un motiv în plus pentru a... Știu, de discuția asta cu pagina națională, pentru că mi-a apărut într-un moment total neferent și <laughs> total, total. <laughs> Bun. Avem super cotele, prieteni. Haideți să le, haide să le vedem și pe acestea. Avem uh, meciul dintre Kevin Anderson și Nishikori. Sabin, uh, ce zici? Păi zic să mergem pe trei seturi, doi jucători care doar în anul ăsta au jucat de 4 ori, se cunosc Perfect, foarte de acord. Foarte bine. Cota 2.20, uh, nici nu cu Tetrica Moscova, meci din uh, hockey, 2 cu handicap minus 1.5 goluri, adică Moscovici să câștige la două sau mai multe, cota 2.43 și ori cu Cersă, meci din Liga 5 a engleză, peste 3.5 goluri, cota 2.60. Cam asta ar fi dacă le punem pe un bilet, avem 2 ori 2 ori 2, vine o cotă de 10-12 în final, ceva de genul ăsta și dacă ar fi să iasă câștigător, 10 lei pare să ne vreo 100 de lei profit, ceea ce e foarte, foarte bine. Da, în același timp eu aș cere din, din el, aș încerca sistem 2 din 3 și acum dacă e să avem noroc că vom avea, par foarte bine alese uh, cele trei uh, variante propuse de Sabin și mă tentează să încerc și eu mâine un uh, bilet cu uh, aceste trei selecții. Mergem uh, și la biletul de cotă 2. Un succes fulminant în uh, ultimele săptămâni cu acest bilet de cotă 2 uh, și în același timp un articol pe site-ul x 2ro despre strategia noastră cu biletul de în încotă 2. Haideți să vedem selecțiile pentru ziua de marți. La modul general, să știi că ne -a mers foarte bine în ultimele săptămâni, ne-a lovit inspirația acum pe, pe toamnă, așa. Kazan cu Bratislava, ca din cel Hockey, prima liga a Rusiei, cota 1.30, York City cu Chester, peste 1.5 goluri din meci, cota 1.18, CFDR, Tim 1 Solis, cota 1.32, merge pe mâna Elvețianului. Cota finală a acestui mini combo este 202. Ei, eh, ce zici, Sabine? La agenția de lângă cea mai apropiată de lângă blocul meu, e un domn în vârstă care arată, cu, arată precum un cum să zic, un bătrânel care se crede general teatral, știi, care cu costumația asta foarte bizară, am impresia că e de la spital, eu stau pe -o lângă în spital și cred că mai pleacă de acolo și uh, mai vine. Uh, toate ca toate, dar nu știu cum am intrat în vorbă ieri cu el sau al și îmi spune, domnule, eu joc, uh, îmi iau mai multe meciuri și joc 2-5 goluri și să știi că, uite, la meciurile astea pe care le spuneai tu, cred că variantele 2-5 goluri pentru bilete, evident, la Federer cu timp n cum să joci 2-5 goluri, dar în rest sunt, sunt, interesante. Și am făcut și eu un bilet și ce crezi că l-am câștigat. Bravo! <laughs> da, îi, bravo lui, bravo omului. Bravo. Mergem, mergem către ultima rubrica emisiunii. Sabin, hai să vedem uh, restul selecțiilor pentru mâine. Da, sunt împărțite în două pachete, fotbal și hockey. Uh, din National League Nord, uite, avem Hereford, uh, Southport 1X, cota 1.40, încă un pont pentru York cu Chester. În uh, National League uh, Sud, uh, Concord cu Eastbourne, Nadele marchează cota 1.57, sunt și cote mai bune pe această variantă și șapte ponturi din hockey, ne specializăm pe hochi în această săptămână. Marius, specialistul nostru pe hockey, ne propune câte un pachetel de poturi. Nu avem ce face, fotbalul nu prea este, tenis este puțin. Corect. Bun. Atât ne-a permis timpul. Ne revedem mâine, prieteni. Noapte liniștită, baftă la pariuri. Acest program.